Ce, ce, nu, ce, ce e de neînțeles? Ce e de neînțeles? Ia zi, ce e? Ai chemat să vorbim și ea râde de mine, măi. Vino încoace, că de aia te-am chemat. Ți-am să vii aici, da? Ce să mai vin? Te rog frumos să vii aici. Păi vorbești sau nu vorbești? Da. Și încetează cu reacțiile astea. Păi nu mă enervezi. Și cum te enervezi? Păi simplu, eu vorbesc serios, tu râzi. Păi încerc să te fac să nu mai fii așa, pe nebunie. Păi nu spune nebunie. Păi văd că ești. Mă dau după tine, nu-i bine. Mă dau după mine, iar nu-i bine. Cum dracu să fac să fie? Cum naiba? Cum te dai după mine? Mai te-ai pronunțat de ori că vrei să mergem acasă? Da, gata, vreau să mergem acasă. Păi și bun, bun, și eu gata. Ce fac acum? Gata, da, acum, abia acum mi-o ascult. Când vezi că nu mai e... Că nu mai ce? Nimic. Mă, tu la ce te referi? Că nu te înțeleg. Aolo, Doamne, vrei să zic așa... Noi când ne-am împăcat noi? Sâmbătă. Sâmbătă, da? Sâmbătă ne punem la eliminare. E prea târziu sau cum? Păi zi dacă ai ceva de spus. Ce să zic? Ce vrei? Nu știu, văd că dai din cap așa, gândurată. Păi vorbești dacă vrei să vorbim. Păi ți-am explicat până acum. Așa. De câte ori mi-am dorit eu să plec și așa. Chiar și când ne-am certat. Tu ziceai că tu și când eram noi certați, tu spuneai că tu vrei să continui să mă pleci de aici. Și când eram noi certați, da? Și nu mai aveam nicio... Credeam că nu o să ne mai împăcăm niciodată. Așa. Da? Și tu și atunci îți doreai să rămâi. Păi da, pentru că mie îmi place să duc lucrurile la final. Dacă tu nu te mai simți bine și nu mai vrei, ce rău? Da, și ai uitat că parcă nu mă simțeam bine de la început? De la început? Păi da. Și când doream să plec? Să te cunosc, să văd și eu cu cine plec. Nu-i normal? Bine, nu chiar de la început. Pe parcurs știi că mereu asta a fost dorința mea să plec. Și avem 2 luni împreună, nu? Și până acum niciodată. Acum gata, ți s-a pus... Ce mi s-a pus? Pata. Eu am vorbit și în casă cu băieții că vreau să plec. Eu nu vreau să mai stau dacă tu nu te simți bine. Și nici eu nu mă mai simt bine. Asta e adevărul. Ai înțeles? Tu m-ai întors-o că vrei să rămâi. Păi dar nu mai poți să rămâi până în finală dacă nu ești pe locul în primele 3 locuri. Tu înțelegi că nu mai interesează să rămân până în final? Tu unde nu ți-e clar? Nu, m-am referit după ceea ce ai spus. Că acum vrei să rămâi. Păi da, și? Păi și degeaba mai rămâi dacă nu ajungi în primele 3 locuri. Păi dar nu interesează pe mine primele 3 locuri. Tu nu înțelegi ce încerc eu să zic aici? Păi și atunci pentru ce mai stai? Pentru că... Să-mi faci mie în ambiție sau cum? Nu să-ți fac ție în ambiție. Da. Să-ți faci ție? Nu. Păi și atunci? Păi rămân, dacă am intrat într-o competiție, merg până unde o fi, să ajung. Nu? Eu nu stau degeaba, prinzi. Eu nu plac să stau degeaba. A, tu stăteai doar că... Ori ajungeam la final, ori nu ajungeam. Și cu asta basta. Să ne ia. Pă? Ai înțeles acum toată treaba? E, n-am înțeles-o păi deloc. Spune-mi ce nu înțelegi. Păi asta, faza asta. Care faza? Că dacă... Că am văzut eu că s-au mutat grupurile? Da, da. Nu-i normal să se mute dacă noi doi nu ne mai dorim să rămânem. Nu-i normal să se mute. Și eu chiar, eu chiar că dacă... deci în gândul meu era să văd sâmbătă pe ce locuri suntem, mai înțeles? La ceea ce am reflectat, la ceea ce mi-ai spus tu să vorbească Andreea și cu toată lumea, da? Ai înțeles?
Și dacă am căzut de pe locul 2, înseamnă că lumea a înțeles că noi nu mai ne dorim să rămânem aici și să plecăm acasă. Ce e greu de înțeles? Păi lăsăm oamenii în dilemă, așa, ce fac ăștia, ce au de gând. Păi asta e, la asta mă gândeam. Eu, uite, eu vreau să rămân. Bine, Tina. Vreau să rămân și bun. Atunci la ce te-ai mai cert acasă atâta timp? Pentru că eram dezamăgită. Erai dezamăgită? Da. Nu știu ce vrei tu să-ți demonstrezi cu asta. Suișurile astea și coborâșurile astea. Și de mine. Deci, mamă, vei să rămâi? Da. Da? Să rămânem, nu să rămân. Da, păi eu mă pun sâmbătă, eu nu-mi bajuc de oameni. Păi, niciun hă. Pe cine ne bate în joc de oameni? Păi noi ne batem în joc de oameni. Cum ne bate? Pentru că nu știu ce să facă cu noi. Să ne voteze sau să nu ne mai voteze. De ce? Așa e. Eu nu văd așa. Dar tu cum vezi? Ne-ai auzit pe amândoi vreodată să zicem într-una, în emisiune, ne dorim să plecăm, vă rugăm frumos să nu ne mai votați, vreau să ne înțelegem. Bă, dar trebuie să zici în emisiune că îți dorești să pleci da, neapărat? Da, pentru că nu toată păi camerele astea spuse degeaba? Păi nu, dar nu toată lumea are antena Play. Păi care are antena Play înseamnă că și împrăștie zvonul la toată lumea. Păi clar. Ce vrei tu să demonstrezi, nu înțelegi. Nu vreau să demonstrez nimic. Păi, bă, că ești nehotărât așa, când vrei nu că sunt nu. Nehotărâtă, sunt foarte hotărâtă. Ești hotărâtă să rămâi, da? Da. Să rămânem. Nu mai sunt atât de hotărât să rămân. De ce nu mai ești? Pentru că nu mai sunt. Păi de ce, dacă tu ai vrut să faci acest lucru mă, pentru ce, că îmi doream tu mă pui la teste să vezi dacă mai țin cu susținătorii sau nu? Păi asta vrei să faci. Doamne, jur că ești culme. Păi cam asta vă faci. Cum? Știi până că acum tu lui că vrea să pleci, acum mai vrea să pleci. Ei. Dacă vor să ne voteze în continuare, bine, dacă nu... Tine, eu nu ți-am mai zis, eu nu stau să-mi bat joc de nimeni, frate. Nu îți bat joc de nimeni. Ba da, exact asta. A, dar îți bătei joc de mine, cum ar veni. Cum îmi băteam joc păi, de tine? Păi, că nu stau să-mi bat joc de nimeni, dar eu când ziceam că vreau să plec acasă, el spunea să
competiție, am intrat într-o competiție. Bă, eu credeam că și cred în continuare, pentru că aici sunt niște praguri.